Bună ziua, doamnelor și domnilor. Începem ședința de astăzi prin intonarea imnului de stat. Vă rog să ne ridicăm. Doamnelor și domnilor, în conformitate cu prevederile articolului 172, coroborate cu ale articolului 113, aliniatul 2 și 116, aliniatul 1.3, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale articolului 34 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 21/2024, privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 cu modificările și completările ulterioare, am convocat prin ordinul numărul 528 din 16/10/2024 consilierii județeni declarați aleși, ale căror mandate au fost validate pentru a participa la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Cluj pentru astăzi, 24/10/2024. În acest sens, fac precizarea că, raportat la numărul total de 36 de consilieri județeni, stabilit prin ordinul numărul 199 din 12/4/2024, prin încheierea Tribunalului Cluj cu numărul 197 din 14/10/2024, au fost validate inițial mandatele de consilier județeni pentru un număr de 33 de candidați declarați aleși în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024, iar prin încheierea Tribunalului Cluj cu numărul 209 din 22/10/2024, au fost validate mandatele de consilier județeni pentru 3 supleanți, astfel că au fost întrunite condițiile legale privind convocarea ședinței, privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Cluj. Lucrările prezente ședințe ceremonioase se desfășoară în sala mare de ședințe din sediul Consiliului Județean Cluj, situat în Cluj-Napoca, strada Calea Dorobanților, numărul 106, începând cu ora 9:30. Încheierea Tribunalului Cluj cu numărul 197 din 2004 a fost comunicată în data de 15/10/2024, iar secretarul general al județului i-a informat pe consilierii județeni declarați aleși cu privire la validarea sau invalidarea după caz a mandatelor lor în data de 16/10/2024. Încheierea Tribunalului Cluj cu numărul 209 din 2024 a fost comunicată în data de 22/10/2024, iar secretarul general al județului i-a informat pe cei 3 supleanți cu privire la validarea mandatelor lor în data de 23/10/2024. Convocarea la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Cluj s-a realizat în scris, prin mijloace electronice și telefonic, prin intermediul secretarului general al județului, care a comunicat consilierilor județeni în cauză, data, ora și locul desfășurării prezentei ședințe prin poștă electronică în data de 17/10/2024, respectiv data de 23/10/2024. Consultând lista prezenței la ședință, constat că din numărul total al celor 36 consilieri județeni declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, sunt prezenți un număr de 36 de consilieri. Sunt prezenți la această ședință domnul Alin Tișe, care a fost ales președinte al Consiliului Județean Cluj în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
din data de 9 iunie 2024, domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, precum și doamna Simona Gaci, secretarul general al județului. Prin raportare la prevederile articolului 116, alineatul 4 din codul administrativ, potrivit cărora ședința privind ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate, precum și la datele care mi-au fost puse la dispoziție de către secretarul general al județului, cel mai în vârstă consilier județean declarat ales este domnul Stamatian Vasile Florin, iar domnii moldovan George Lucian și Sironca Marius Sebastian sunt cei mai tineri dintre consilierii județeni declarați aleși, ale căror mandate au fost validate. În aceste condiții îl invit pe domnul Stamatian Vasile Florin să preia conducerea lucrărilor acestei ședințe, asistat de cei doi dintre cei mai tineri consilieri județeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule prefect, doamnelor, domnilor, în calitatea mea de cel mai târșuit în rele, dar și cel mai în vârstă consilier județean declarat ales, voi conduce lucrările prezente ședințe, sens în care aduc la cunoștința dumneavoastră punctele care constituie ordinea de zi a acesteia, după cum urmează. Depunerea jurământului de către consilierii județeni, ale căror mandate au fost validate în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024, depunerea jurământului de către domnul Alin Tiș, ales în funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 9 iunie 2024, și constituirea grupurilor de consilieri județeni. Primul punct al ordinei de zi privește depunerea jurământului prevăzut de lege de către consilierii județeni declarați aleși, ale căror mandate au fost validate în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024. Potrivit prevederilor legale, Consiliul Județean Cluj este compus dintr-un număr de 36 de consilieri județeni aleși în condițiile legii, așa cum reiese din ordinul prefectului județului Cluj numărul 199 din 2024. Prin încheierea Tribunalului Cluj cu numărul 197 din 2024, instanța competentă a validat un număr de 33 de mandate de consilieri județeni care au fost repartizate după cum urmează. 11 mandate au fost obținute de Partidul Național Liberal pentru următoarele persoane: Ciutea Cristian Ilie, Forna Maria, Marc Marinela, Moldovan George Lucian, Bolhem Bașar, Mora Rignat, Rațiu Radu, Florin Sămărtean, Iulu Sima, Georgiana Cristina, Stamatian Florin, Stănil Ovidiu Sebastian. 6 mandate au fost obținute de Partidul Social Democrat, precum urmează: Bradea Andrei, Chiorean Laura Elena, Cordoș Alexandru, Cuibus Valentin Claudiu, Lăpușan Remus Gabriel, Șerban Launa Beatriz. 6 mandate au fost obținute de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România pentru următoarele persoane: Antal Ghezo, Bela Francisc, Lorin Cizoltan Laslo, Reș Eva, Sovo Ciova, Suzana Emeșe, Valcar Ișvan Valentin. 6 mandate au fost obținute de Alianța Dreapta Unită, respectiv USR, PMP, Forța Dreptei, pentru următoarele persoane: Florea Ionuț, Iepure Mihai Florin, Pițu Adrian Nicolae, Secară Dorel Viorel și Ronca Marius Sebastian, Timiș Ionena Lucia. 4 mandate au fost obținute de Alianța pentru Unirea Românilor pentru următoarele persoane: Curea Alexandru Valentin, Irimie Vicențiu Mircea, Petaca Alexandru Dan și Poș Eugen Cristian.
Totodată, instanța a invalidat, prin aceeași încheiere, mandatele de consilier județean în cazul următoarelor persoane. Tișe Alin, Haiduc Ioan Cristian, ales din partea Partidului Național Liberal, și Olele Ioan, ales din partea Partidului Social Democrat. Prin încheierea Tribunalului Cluj cu numărul 209 din 2024, instanța competentă a validat un număr de 3 mandate de consilier județean supleant care au fost repartizate după cum urmează. 2 mandate au fost obținute de Partidul Național Liberal pentru următoarele persoane: Cojocaru Igor și Țiriac Paul Adrian. 1 mandat a fost obținut de Partidul Social Democrat pentru domnul Chirteș Horea Dorin. Potrivit prevederilor legale, consilierii județeni ale căror mandat a fost validat depun jurământul prevăzut de lege în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean. Potrivit procedurii de depunere a jurământului, fiecare consilier județean a cărui mandat a fost validat se va prezenta în ordine alfabetică a numerului în fața mesei special amenajate și va da citire textului jurământului prevăzut de articolul 117 din Codul Administrativ, odată cu punerea mâinii strânși pe Constituția României și pe Biblie, dacă este cazul, după care va proceda la semnarea pe formularul special tipărit în acest sens în 2 exemplare. Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase în jurământul, putând fi depus și fără această formulă religioasă. Consilierii județeni care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. În continuare, invit consilierii județeni prezenți, respectând ordinea alfabetică a numerelor, să procedeze la depunerea și semnarea jurământului, după care le voi mâna un exemplar al jurământului alături de semnul distinctiv al calității de reprezentant al ales al colectivității locale. Se procedează la depunerea și semnarea jurământului, precum și la înmânarea unui exemplar a acestuia și a semnului distinctiv, după cum urmează. Și într-o ordine alfabetică ciudată, primul este Stamatian Vasile Florin. Subsemnatul Stamatian Vasile Florin, validat în funcția de consilier județean al Consiliului Județean Cluj, în conformitate cu prevederile ordonanței numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să rog pe domnul Antal Ghezo. Jur să respect Constituția și legile țării
și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeul. Iște lenge mucegie. La front, Francis. Eu, Bala Ferenc, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Iște lenge mucegie. Vreți să mergi și ceva? Mulțumesc. Brada Andrei. Subsemnatul Brade Andrei, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Chiorean Laura Elena. Subsemnata Chiorean Laura Elena, validată în funcția de consilier județean al Consiliului Județean Cluj, în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării. Să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește Chirteș. Horia Dorin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează Ciuta Cristian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează Cojocaru Igor. Și se pregătește Cordoș Alexandru.
Semnatul Cojocaru Igor, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește Cuibuș Valentin Claudiu. Subsemnatul Cordoș Alexandru, validat în funcția de consilier județean al Consiliului Județean Cluj, în conformitate cu prevederile Ordonanță de urgență 57 din 2019, prin codul administrativ cu modificări și comunicări ulterioare, depun în fața Consiliului de Țean Cluj următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește Florea Ionuț. Jur să respect Constituția, legile țării, de bună credință, puterile și percepția mea. Scuze. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Curea Alexandru Valentin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează Forna Maria și se pregătește Iepure Mihai Florin. Subsemnatul Florea Ionuț, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnata Forna Maria, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Răpușan Raimus Gabriel. Subsemnatul Răpușan Raimus Gabriel, validat în funcția de consilier județean al Consiliului Județean Cluj, în conformitate cu prevederile OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean Cluj următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să vină domnul Irimie Vicențiu Mircea. Subsemnatul Irimie Vicențiu Mircea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Lorin Zoltan. Și se pregătește doamna Marc Marinela. Subsemnatul Lorin Zoltan, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Iște ne gămut șegheia. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Urmează domnul Morar Ignat. Se pregătește Petca Alexandru Dan. Subsemnatul Morar Ignat, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce ține de puterile mele, puterile și pricepele mele pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează Pițu Adrian Nicolae. Se pregătește domnul Rațiu Florin. Semnatul Pițu Adrian Nicolae, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează doamna Reș Eva, se pregătește Sămărtean Iuliu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Sămărtean Iuliu, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează Secară Dorel Viorel. Subsemnatul Secară Dorel Viorel, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează Sima Georgiana.
Subsemnata Sima Georgiana Cristina, validată în funcția de consilier județean, depun în fața Consiliului Județean Cluj următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează Șironco Marius Sebastian. Subsemnatul Șironca Marius Sebastian, jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește domnul Stănilă Ovidiu. Subsemnatul Stănilă Ovidiu Sebastian, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să mă ajute Dumnezeu. Se pregătește doamna Sabo, Suzana Emeșa. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ișten engemut șegeien. Urmează doamna Șerban Luana Beatriz. Subsemnata Șerban Luana Beatriz, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Șipoș Eugen Cristian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează doamna Timiș Ionela Lucia. Să
Subsemnata Timiș Ionela Lucia, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Domnul Dumnezeu. Urmează domnul Ciriac Paul Adrian. Subsemnatul Ciriac Paul Adrian, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Vacar Ișvan Valentin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Iște negă mult ce greia. Nu pot. Urmarea faptului că au depus jurământul numărul de 33 consilieri județeni declarat aleși, a căror mandate au fost validate, respectiv nu au fost niciun caz de refuz de depunerea jurământului, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale de constituire a noului Consiliu Județean Cluj, respectiv pentru emiterea ordinului prefectului privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean, trebuie să mai precizez faptul că data constituirii noului Consiliu Județean Cluj este data prezentei ședințe, respectiv data de 24 octombrie 2024. În continuare dau cuvântul doamnei Gaci, secretarul general al județului, doamna Gaci Simona. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile legale, vă aduc la cunoștință faptul că fiecare dintre dumneavoastră veți primi pe adresa de mail informații necesare în vederea respectării prevederilor legale în domeniul, în domeniul incompatibilităților, conflictelor de interese, al declarațiilor de avere, accesul la propriul dosar și deconspirarea securității, sens în care veți primi următoarele tipuri de documente: fișa de date și documente care trebuie depuse la Consiliul Județean Cluj, declarații de avere și interese, formularul potrivit prevederii legii 176 din 2010, care vor trebui să fie depuse electronic în 30 de zile de la depunerea jurământului pe platforma EDAI de pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese, manualul de utilizare pentru depunerea declarațiilor de avere și interese în format electronic, declarație privind prevenirea și evitarea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese pentru aleși locali județeni, chestionar privind regimul de, juridic al incompatibilităților, al conflictelor de interese și prevenirea corupției, declarația pe proprie răspundere privind accesul la propriul dosar și de conspirarea securității, act reglementat de Ordonanța de Urgență 24/2008, declarație privind calitatea de asigurat, fișa de evidență, declarația privind situația militară, declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
declarația referitoare la informațiile privind datele cu caracter personal și materiale privind legislația în domeniul pe care tocmai l-am menționat. În continuare vom trece la următorul punct al ordinii de zi, respectiv la depunerea jurământului de către domnul Alin Tișe, ales în funcția de președinte a Consiliului Județean Cluj, în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale în data de 9 iunie 2024. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să luați loc. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, încep prin a aduce mulțumiri speciale consilierilor județeni care tocmai își încheie mandatul și să urez succes noilor consilieri aleși, dumneavoastră celor prezenți astăzi aici. De asemenea, aș vrea să aduc mulțumiri colegilor, angajaților din Consiliul Județean care în acești mulți ani au fost parte la aceste activități și la munca realizată de noi. Practic, putem spune că o parte din sufletul fiecăreia dintre dumneavoastră și a angajaților se regăsesc în proiectele pe care Consiliul Județean l-a derulat în acești ani. Nu aș vrea să folosesc acest moment pentru a vorbi despre realizări și planuri cincinale, pentru că eu cred că aceste lucruri le-am spus oamenilor în urmă cu câteva luni și oamenii au decis prin vot, practic, configurația acestui Consiliu. Însă vreau să știți că, din punct de vedere al muncii pe care Consiliul tocmai încheiat a făcut-o, putem spune că lasă în urmă lucruri importante pe care le-am realizat. Aș spune doar despre bani europeni, peste 1 miliard de euro atrași și, practic, investiții deja în infrastructura județului, aproape 1000 de kilometri de drumuri județene asfaltate, aproape 90% din populație cu apă, canal, școlile în condiții europene și putem continua cu singurul spital de psihiatrie realizat în România în ultimii 30 de ani, finalizarea rampelor, închiderea rampelor de gunoi, școlile speciale, sănătate, învățământ și așa mai departe. În ceea ce privește anii care vin, aș spune că avem multe priorități, însă cred eu că pentru noi, viitorul Consiliu, trei deziderate importante, dincolo de a continua și finaliza ceea ce avem în dezvoltare, sănătate, învățământ, infrastructură și așa mai departe, cred că de departe realizarea unui spital monobloc de copii, pe care într-un final sper să-l începem, energie din gunoaie pe care suntem în pragul de a o implementa în câteva luni, vom avea acest lucru și nu în ultimul rând, digitalizarea integrală a Consiliului Județean, în prezent aproximativ 60% din documentele pe care le liberăm în format online. Aceste trei provocări majore sunt esențiale, cred eu, și dincolo de ceea ce am început și vreau să terminăm, cred eu că avem aceste ținte pe care ne-am propus. Sigur, nu sunt la primul mandat, așa încât cu mulți dintre voastre sau cu majoritatea ne cunoaștem din diferite ipostaze, de aceea aș folosi acest prilej pentru a mai degrabă pentru a vă adresa câteva gânduri pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră într-un alt fel de discurs decât cel pe care probabil v-ați fi obișnuit să-l avem. Și aș spune că, deși în aceste momente cuvintele par complicate,
din diferite motive, cred eu că lucrurile sunt foarte simple în astfel de momente. Și anume, aș vrea să vă vorbesc despre ceea ce am realizat până acum și ceea ce vom face în viitor, însă mi-am dat seama că succesiunea de momente esențiale în viață se întâmplă practic într-un ritm foarte, foarte rapid și că practic pentru fiecare om, fiecare dintre noi, practic este pregătit de Dumnezeu într-un anumit fel, pentru anumite poziții și anumite momente. Poate că dacă ar fi fost să pun aceste cuvinte în urmă cu 30 de ani când am început responsabilitățile publice, poate că le-aș fi scris și le-aș fi spus altfel. Probabil că atunci aș fi considerat că educația din școală este suficientă pentru a avea o relație bună cu oamenii și pentru a putea să te impui atunci când ai un punct de vedere. Însă, după acești ani de experiență, aș spune că acea energie, acea patimă, acea pasiune de a te impune cu orice preț a căpătat valențe diferite. A fost luată de dorința de a negocia, de dorința de a găsi calea de mijloc, în sensul de a nu vedea lucrurile doar în alb și negru, ci a ne da seama zi de zi că există și verde, gri și roz și alte aspecte ale vieții noastre. Probabil că în urmă cu câțiva ani aș fi vorbit doar despre oameni care sunt de acord cu mine și oameni care nu sunt de acord, adică oameni buni și oameni răi, iar acum aș putea spune că vorbesc despre oameni care doresc binele în felul lor și care au un punct de vedere motivat și că de fiecare dată acea cale de mijloc prin urmarea unor discuții și aprofundări este calea de dorit. Cred că am avut parte în acești 20 de ani de experiențe, de multe provocări, multe responsabilități, multe bucurii, necazuri, chiar greșeli și acestea toate m-au învățat să dialoguez, să negociez, să încerc să găsesc cea mai bună formulă, nu atât pentru mine, cât pentru cei implicați în aceste decizii. Experiența de viață, cred eu, că te face să vezi realitatea sub toate aspectele, sub toate unghiurile și cred că acum, după atâția ani de experiență administrativă, viața m-a făcut să accept realitatea așa cum este ea, fără să o cosmetizez și fără să încerc să impun punctul de vedere celorlalți atâta timp cât ei au un alt crez. Cred că este un pas fundamental pe ceea ce înseamnă la noi în urbe înțelepciunea de a vedea calea de mijloc și de a găsi de la fiecare partid, de la fiecare consilier județean, acel compromis care să ducă lucrurile înainte și care să permită județului și care să permită practic proiectelor noastre să se dezvolte. Viața mi-a demonstrat că tot ceea ce contează sunt oamenii, pentru că despre ei este vorba aici, iar acest lucru m-a făcut să înțeleg că oamenii așteaptă de la noi rezultate mai mult decât discuții sterile, încăpățânări inutile și de ce nu m-au învățat că ceea ce contează este până la urmă ceea ce împreună cu dumneavoastră lăsăm în urmă. Am înțeles că indiferent cât de mult ești atacat sau denigrat sau cât de mult ceilalți te critică în sensul pozitiv, oamenii onești până la urmă apreciază munca comună și apreciază activitatea chiar dacă uneori pare că nu ești înțeles de nimeni. Și atunci ți se pare că de fapt lucrurile se duc într-o perspectivă pe care nu ți-ai dori-o, dar finalmente lucrurile se așează în viață așa cum oamenii de bună credință doresc să le așeze. În ceea ce privește relația cu clujenii, cu cei care până la urmă ne-au trimis în această ipostază de a fi aleșii lor pentru următorii 4 ani, cred că am învățat cu toții că există un bun simț al clujanului pe care îl simțim la fiecare ciclu electoral, în sensul că ei preferă o politică a bunului simț, dincolo de circ și dincolo de ceea ce se întâmplă în alte părți sau chiar văd pe anumite posturi de televiziune. Cred că în relația dintre clujeni și oamenii politici se remarcă că încăpățânarea clujenilor de a-și decide cu propria minte conducătorii. De multe ori clujenii au fost acuzați pentru că aleg într-o formulă sau în altă formulă. Vă amintesc că au fost oameni aleși mulți ani la rând și nimeni nu înțelegea în țară de ce se întâmplă acest lucru și până la urmă nimeni nu poate decide în locul lor, iar această încăpățânare de a-și decide liderii cu mintea lor proprie, fără să aibă influențele din altă parte, a dus și la o consecvență în ceea ce înseamnă deciziile lor și iată că până la urmă, în prezent, s-a demonstrat că deciziile lor au fost corecte. Pentru că astăzi, în ciuda modului în care suntem priviți prin țară, cred că dincolo de aceste discuții, Clujul este pe drumul bun și este pe un trend ascendent. Așa încât consecvența
dusă până la încăpățânare chiar din partea clujenilor de a-și alege așa cum doresc conducătorii, demonstrează în fapt că iată au procedat corect, Clujul fiind astăzi pe multe paliere campionul dezvoltării și acest lucru nu o spunem noi sau eu, ci o spun statisticile. Închei prin a spune că nimic nu era posibil fără clujeni, fără cei care plătesc taxe și impozite, fără mediul de afaceri local, cel universitar, medical, bancar, fără toți cei care plătesc de-a lungul timpului taxe și impozite pentru ca noi să ne alimentăm bugetele și de acolo practic să putem face aceste proiecte de dezvoltare, pentru că banii aceștia ne aduc finanțările de care avem nevoie și practic cu acești bani putem să realizăm ceea ce ne dorim. Și nu în ultimul rând aș spune că acești mulți ani în care am dobândit aceste experiențe și am reușit să implementăm proiecte importante pentru județ, ne-au făcut să credem cu sinceritate că dincolo de vorbe, dincolo de campania electorală, atunci când există continuitate în proiecte, rezultatele se văd. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor, acelora care cu bună credință ați contribuit în acești mulți ani la bunul mers al acestui județ. Le mulțumesc colegilor din Consiliul Județean, partenerilor noștri primăriile, primarii din județ și în special primarului Emil Boc pentru acest parteneriat pe care l-am avut de-a lungul anilor, fără de care aceste proiecte n-ar fi putut să se realizeze. Și în ultimul rând, grupului meu politic, familiei politice care m-a susținut în acești ani necondiționat și care, în mod evident, este parte la această realizare pe care unii o consideră mică, alții mare, dar important este să facem bine pentru oameni și aceste proiecte să fie cu un rezultat dorit și scontat. Mulțumesc tuturor, îmi cer iertare acelora pe care poate i-am uitat în această emoție a momentului, colegilor mei care până acum mi-au fost parteneri, domnul vicepreședinte Mânza, domnul vicepreședinte Vacar, tuturor grupurilor politice din Consiliu care ați pus umărul la această dezvoltare a județului și mizez pe faptul că înțelepciunea va prima și că în viitor vom putea realiza proiecte extraordinare pentru clujeni. Mulțumesc tare mult și să ne vedem sănătoși și fericiți și sper eu ca gândurile bune să ne anime în acești ani care vor urma. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să precizez faptul că potrivit prevederilor codului administrativ, după depunerea jurământului, președintele Consiliului Județean nou ales intră în exercițiu de drept al mandatului său, precum și că Consiliul Județean se completează cu președintele Consiliului Județean care are drept de vot și conduce ședințele acestuia. În continuare, trebuie cu grupurile. N-am numele. Da, ar trebui, îmi cer iertare, ar trebui grupurile politice să, dacă sunt pregătite, să anunțe lidere de grup. Ultimul punct al ordinei de zi este cel care privește constituirea grupurilor de consilieri județeni. Potrivit articolului 208 din codul administrativ, consilierii județeni se pot constitui în grupuri în funcție de partidele sau alianțele politice ale căror liste au fost aleși după, dacă sunt în număr de cel puțin 3. Potrivit procedurii stabilite de articolul 233 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, constituirea grupurilor de consilieri județeni se face după constituirea Consiliului Județean, iar acestea sunt conduse de un lider care este ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului. În sensul celor precizate, invit pe consilierii județeni în funcție să se constituie în grupuri, urmând după constituirea acestea să fie anunțați liderii fiecărui grup. Consilierii județeni PNL s-au constituit ca grup și l-au desemnat ca lider pe domnul... Grupul de consilieri PNL propune pe doamna consilier Marinela Marca, lider de grup. Odată în unanimitate, doamna consilier Marca rămâne lider de grup. Consilierii județeni ai PSD
s-au constituit în grup și l-au desemnat ca lider pe domnul Alexandru Cordoș. Pe domnul Alexandru Cordoș, vreau să felicităm domnul Cordoș. Consilier județean UDMR. Ca grup de consilier județean, lider de grup este domnul Antal Gheza. Felicitări domnul Antal Gheza. Consilierii județeni Alianța Dreapta, Unită, USR, PMP, Forța Dreptei se constituie în grup de consilieri județeni, iar lider de grup este domnul Ionuț Florea. Felicitări domnul Florea. Consilierii județeni Alianței pentru Unirea Romilor s-a constituit românilor. Vă iertăm, nicio problemă. Da, Alianța pentru Unirea Românilor, îl propune pe domnul Șipoș Cristian Eugen. Felicitări, domnul Șipoș. În aceste condiții se ia ca act de constituire grupul de consilieri județeni și ca lider a acestora, fapt care va fi consemnat în procesul verbal al prezentei ședințe. În continuare, aș dori să-i dau cuvântul doamnei prefect Irina Munteanu să ne adreseze câteva idei și felicitări. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar general al Guvernului, stimați reprezentanți ai Parlamentului României, ai Parlamentului European, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, domnilor și doamnelor consilieri județeni, cu mare emoție mă aflu astăzi în fața dumneavoastră și, în primul rând, aș vrea să adresez felicitări. Domnule președinte, felicitări pentru noul mandat, felicitări pentru toți anii din urmă pe care i-ați investit în binele locuitorilor județului Cluj, un județ Cluj care este un model de bună practică, un model de bunăstare, aș spune, și uitându-mă și peste imaginile pe care au fost prezentate pe ecrane, îmi dau seama încă o dată în plus că nu cred că există vreun palier al societății care să nu fi fost într-o zonă sau alta, într-un UAT sau altul atins de către proiectele susținute de către Consiliul Județean. Este o muncă titanică, sunt proiecte de mare amploare, cu multe eforturi și pentru care încă o dată vă adresez felicitări, la fel și mult succes în cele care sunt în implementare și cele care urmează a fi desfășurate, implementate. În egală măsură, doamnelor și domnilor consilieri județeni care v-ați încheiat mandatul, vă felicit pentru eforturile dumneavoastră, pentru conlucrarea cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu aparatul de specialitate, cu toate instituțiile care au pus și au depus eforturi pentru implementarea proiectelor din județ. Vă doresc mult succes în continuare. Pentru domnii și doamnele consilieri județeni care își încep mandatul, aș spune și stimați colegi, pentru că ne știm acum din diferite contexte și evenimente, știu eu, vă doresc să aveți mult succes, să aveți aceeași colaborare bună, aceeași colaborare și comunicare eficientă care au existat și până acum, astfel încât să avem cu toții în prim plan binele locuitorilor județului Cluj. Mult succes tuturor și să ne revedem cu bine și sănătoși. Felicitări! Distinsă doamnă prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, dragi consilieri județeni, domnule europarlamentar Daniel Buda, domnule secretar general al Guvernului Mircea Brudean, domnule secretar de stat Iuliu Câmpean, domnilor, doamnelor și domnilor parlamentari, dragi clujeni, în primul rând
Vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați adresat invitația de a fi împreună la acest moment festiv care marchează un nou început pentru județul nostru. Vreau să fiu foarte scurt și să spun trei lucruri. Alături de felicitări, domnule președinte, încă o dată felicitări pentru realegerea dumneavoastră, ceea ce reconfirmă că lucrurile bune s-au făcut aici, în județul Cluj. În al doilea rând, împreună avem de apărat un lucru pe care împreună cu toți clujenii am reușit să-l consolidăm. Județul Cluj este astăzi primul după capitală în materie de dezvoltare economică. Amintiți-vă că în 2004 eram pe locul 5, am depășit încet, dar sigur, atât Constanța, Brașovul sau Timișul. N-a fost o muncă, repet, ușoară, dar prin colaborarea noastră comună am reușit. Deci de aici începem, de la acest standard, ceea ce înseamnă că avem foarte multe de făcut doar să ne menținem locul în care suntem, pentru că odată acest lucru câștigat trebuie menținut. De asemenea, Clujul este primul oraș din România în materie de calitatea vieții, municipiul Cluj-Napoca, la fel ne rămâne responsabilitatea ca împreună să consolidăm aceste lucruri. Atât municipiul cât și județul sunt campioni ai absorției fondurilor europene din România. Un lucru iarăși câștigat cu greu și care trebuie să fie prioritatea noastră majoră, să ne menținem această posibilitate de a aduce aceste resurse financiare din Europa pentru a întări calitatea vieții la Cluj. Ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez este de a completa ce a mai spus domnul președinte Tișe, cu care sunt într-un totul de acord ca priorități. Și pot să vă spun că munca noastră în echipă, în comun, a făcut diferența doar dacă ne gândim la cele pe care le-am menționat mai devreme. Dar sunt câteva proiecte de viitor. Trenul metropolitan, pe care împreună cu domnul președinte Tișe l-am început, pentru a dezvolta zona metropolitană. Avem de dezvoltat arealul natural pădurea Hoia, avuția noastră locală, să o protejăm și să oferim ceea ce are nevoie clujanul și pentru a putea să ne asigurăm că protejăm ceea ce poate fi protejat. În al treilea rând m-aș referi la faptul că avem de făcut coridorul verde-pietonal, verde-albastru-pietonal și ciclist de la Cilău, Florești, Cluj-Napoca, Apahida, Câmpenești. Sunt 70 de kilometri, atât pentru deplasarea cu bicicleta, cât și pentru deplasarea pe jos, care, repet, va fi un coridor de mobilitate alternativă, un coridor de calitate a vieții. Proiectele acestea sunt plecate, dar urmează să trecem la implementare și nu putem face decât în comun. Și în ultimul rând mă gândesc la faptul că un plan urbanist integrat, cel puțin a zonei metropolitane din preajma Clujului, este absolut necesar pentru a putea să ne continuăm locurile de muncă și calitatea vieții și locuirea. De aceea acest parteneriat este obligatoriu să meargă mai departe pentru ca noi toți să reușim. Nici Primăria Cluj, nici Consiliul Județean, nici celelalte primării nu pot reuși decât dacă lucrează împreună. Avem șansa acum să atragem locuri de muncă noi, care să ducă presiunea de locuire, presiunea de pe municipiul Cluj-Napoca, pentru că avem potențial de extindere. Trenul metropolitan pe raza asta de 50 de kilometri va fi o oază de dezvoltare economică și de mobilitate. Coridoarele de creștere economică, atât pe axa Huedin, Cluj-Napoca, Gherla, Dej, dar și coridorul care vizează Cluj-Napoca, Turda, Câmpia, Turzii, trebuie consolidate. Și în ultimul rând aici, consolidarea relației între mediul urban și mediul rural. Viitorul și al Europei și al României stă în această legătură. Avem un potențial neexploatat uriaș în mediul rural. Noi avem tehnologie, ei au natură. Unirea tehnologiei cu natura poate face lucruri fabuloase dacă această strategie, repet, a relației urban-rural, acelui numit hub urban-rural care se vorbește și în Europa, îl vom consolida și la Cluj. Noi am început un proiect pilot cu Petreștii de Jos, asigurând transport în comun, asigurând posibilitatea producătorilor să vină să-și vândă produsele în Cluj-Napoca, el trebuie generalizat pentru că de acolo stă o bună parte a resurselor noastre prezente și viitoare. Să rămânem conectați la tot ce înseamnă discurs european, decarbonizare. Decarbonizarea înseamnă locuri de muncă noi mai bine plătite, înseamnă mai puțină poluare și înseamnă mai multă sănătate pentru clujeni. Aceste lucruri trebuie să le avem în vedere pentru că toată Europa vorbește de aceste lucruri și, evident, schimbările climatice din nou nu mai pot fi ocolite. Am avut discuție cu domnul președinte Tișe, cu domnul arhitect șef al județului, cum putem să ne pregătim strategiile pentru viitor, ca orașele noastre, județul, municipiul, să fie pregătite mai bine pentru ceea ce se întâmplă. Pentru că și că se va întâmpla. Nu mai este o chestiune dacă, ci când. Și atunci trebuie să diminuăm impactul acestor schimbări climatice asupra vieții locuitorilor din municipiul Cluj-Napoca și, evident, din întregul județ. Închei cu ceea ce spunea și domnul președinte Tișe, până la urmă, cea mai bună politică este politica rezolvării problemelor oamenilor. Și cât timp acest lucru va sta pe motoul
la masa fiecăruia dintre noi, Clujul va fi întotdeauna un campion. Vă mulțumesc și vă urez succes! Stimați colegi, înainte de a încheia lucrările prezentei ședințe, vreau să vă anunț că imediat după ce ne va fi comunicat ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor de legalitate pentru ședința tocmai pe care vom încheia, vă invit într-o ședință extraordinară pe care o să o convoc de îndată, eventual pentru ora 11:30, 12, aveți o opțiune? Reușim până la 11:30 să... Bun, atunci o să rămânem practic în Consiliu și convoc pentru ora 11:30 o ședință care va avea pe ordinea de zi două puncte. În prim, alegerea, de fapt, un singur punct, alegerea celor doi vicepreședinți ai Consiliului Județean. Restul le vom lăsa pentru o ședință ordinară sau extraordinară din cursul lunii acestea. Așa încât vă invit să rămâneți și să ne revedem la ora 11:30. Domnule Stamatian, vă rog. Stimați colegi, dați-mi voie în calitatea mea de decad de vârstă și de primul președinte al noului Consiliu Județean ales să vă spun două, trei idei. În primul rând, îmi pregătisem în minte să vă rog să încercăm să lăsăm deoparte toate orgoliile politice. Să încercăm să lăsăm deoparte orgoliul rău înțeles atunci când vrem neapărat să ne impunem, când este de interes public. Și în județul Cluj, de fapt să știe că pentru a se dezvolta o regiune are nevoie de investiții majore în trei domenii, în transporturi, sănătate și educație, ceea ce județul Cluj s-a făcut. Mult, dar mai este mult de făcut. Și așa mi-am adus aminte cum am candidat când am candidat prima dată pentru o funcție în partid. Am spus că am trei interese și că candidez strict din interes. Primul interes era ca IMM-urile, întreprinderile mici și mijlocii să aibă o legislație, să aibă o capacitate, să poată, pentru că nevastă mea avea un IMM și am zis, Driane, va ține cu câștigurile ei și pe noi nu o să ne doară capul. Ceva s-a făcut, dar mai este mult de făcut. Al doilea mare interes era locuri de muncă pentru tineri, pentru că eram interesat, pentru că băiatul meu era în străinătate la studii și am zis că își va găsi loc să se întoarcă în țara românească și să-și aducă aportul. Și astăzi vreau să-i mulțumesc domnului primar Boc, care a facilitat această situație încât copilul meu s-a validat în domeniul în care s-a perfecționat în străinătate. Și al treilea lucru, care l-am admirat din tot sufletul acum pe domnul președinte Tișe, pentru abnegația, efortul, capacitatea de a stărui, pentru că ceream condiții în sănătate, încât să lucrăm detașați, fără nicio grijă, și dacă toate planurile care sunt a fost depuse de către Consiliul Județean se vor realiza, și asta depinde de noi, de toți, să luptăm în aceeași direcție, și cei care vor fi deputați, și cei care vor fi reprezentați în guvern, să sprijine județul nostru ca să putem, eu visam pe vremea aia să devenim turism în sănătate. Se poate încă și există condiții deosebite. De fiecare dată când vorbesc cu prieteni sau cu cunoștințe și care își doresc să se mute la Cluj, mă simt mândru. Și datoria noastră a tuturor este să păstrăm condițiile create și să mergem înainte pe aceeași direcție.
n-am să uit niciodată emoția cu care am mers acasă acum 25 de ani, la gândul ce mare demnitate am că eram membru în Consiliu Municipal. Și pot să zic ceva pentru soarta orașului, astăzi dimineață am venit încoace cu aceeași emoție. Chiar dacă însă acolo unde e deja superior, nu mai e Consiliul Municipal, dar fără Cluj, domnul primar, nu e greu. Eu vă mulțumesc tuturor pentru răbdarea care ați avut-o și sper să colaborăm într-adevăr încât să uităm că suntem PSD-iști, UDMR-iști, USR-iști și alte partide care mai există. Rog pe cei de la AUR să mă ierte, dar a fost din cauza de emoție. Vă mulțumesc! Stimați colegi, vă cer îngăduința doar o singură, doar 20 de secunde, având în vedere că astăzi este practic și ultima ședință a domnului vicepreședinte Mânzat, cu care am colaborat aici două mandate și îi mulțumesc pentru această colaborare. Permiteți-mi să îi mulțumesc încă o dată și să-i ofer ceva simbolic din partea noastră, să-și amintească de activitatea pe care a făcut-o. Mulțumesc! Clar, prima noastră ședință închisă. Vă aștept la de îndată!